Noroc la test care urmăresc videomărea în America. Eu am zis fac un fel de update scurt, ori poate început de alt episod. Am două teme de care mă ocup eu așa, plavnă și mătiașcă, cum se zice. Eu am înțeles un lucru în viață, că îmi pare că într-unul din episoade v-am zis că numai decât și ești apuși duci până la capăt deodată, dar sunt unii de al de mine care... Eu nu pot să mă focusez pe același proiect prea mult timp. Eu sar din un proiect pe altul, din un proiect pe altul și mă zăibesc și îmi place să mă întorc la proiectele cele vechi înapoi. Dacă e cel mai important, că nu le abandonez, dar nu mi alternez ba unul ba altul. Dacă dintr-o parte am motorul ăsta, să fac așa un fel de 360. Și am cumpărat de motorul ăsta atunci și ne-ați urmărit vreo 460 de bucks nu ieșit, nu știm ce să fac cu dânsul, până la urmă m-am predilit ce să fac și am zis ce să fac. Am scot catuștele, am scot farsumșele, am scot sfecele, drocine zaslonca, rascadamirul la aer, starterul. Este îmi pare că se numește ceva legat de recirculația la aer, Eagle Air Control Valve, Air Pump îmi pare că se numește cu asta, pompă de aer. Și atât, походu nu prea mai am nică aici. E că ceva enumerate, vouă, numai și cătuștele, 8 cătuște, 8 sfeci, este iană, și bun, undeva vreo 300-400 de bucks, nu să vândă. Și până urmă să recuperez banii strocă din accesorii, și restul motorului fără niciun fel de accesorii de este, să-l vând tot cu cutie de viteză și în scări de dânsele. Este planul meu scurt. În altă parte și update să vă fac eu vouă, bicicleta asta, caroci, șede la mine de vreo câteva luni de zile. În sfârșit mi-a venit geanta asta, a venit din China, m-a spus mâna asta, am așteptat până la urmă, asta era atmasca mea, să nu mă ocup de bicicleta asta, era atmasca când avem geantă. Mai am o atmască, de fapt, de spate din început și fără dânsă. N-am zariatca pentru baterie și o trebuie să scriu la acela care nu văd o baterie, să văd ce fel de zariatca trebuie, că eu sunt trimat și zariatca pentru dânsă, că eu habar n-am pe care îți cumpăr. Și am știa că eu am să mă ocup dintr-o parte de motorul și ala, din altă parte să mă ocup de bicicleta asta. Și câte leacă îmi strâng la bicicletă, dacă ești în evidență, acolo roată și așa din colț, acolo roată și o să trebuie să îmbrac altă casetă cu 7 viteză pe dânsă. Și am să întorc bicicleta invers, să fac și ce trebuie de făcut și primul spun bicicleta înapoi pe roate și am spun pe deasupra și trebuie de făcut control, gazul, șmazul, azi pe lebom de vestă, îți fac de măcar o lecuță când se înșep și eu mai mult plăcere să fac să mă ocup de motoare, așa că eu să mă ocup din tăi chestia asta și am scot farsunșile, catuștele și sfecele, drosine zaslonca și răsadă mierul la aer și primul zădem mai departe și așa. Dacă voi n-ați știu, dar eu am așa un instrument cazernă de la Mercedes. Vedeți? Scrie Mercedes pe dânsul. Și anume își bagi și la sfecă. Așa bagi instrumentul ăsta la sfecă. Și scoți fișca asta că când ești de sus, apă nu e ușor. Scot naconecnicul la sfecă. Și apă ieși ea mai ca și ea pui așa. Văd? Și se libera catușca și se libera de ieșa două sfecă la fiecare cilindru. Țic, țic, țic și de la șleapă. Mi-a scurte că mă să focusez peste jumătate de ceas camera asta și că am scos eu catuștele cu naconeșnici, drosine, zaslonca și răzduhadamierul. Asta, căroce, Garminul este la matam un canal la magazin. Și avem noi așa. A, ia că și am rămas eu. Mi-a scurt, am ajuns la bolturile astea zvezdăcica astea, da? Torx. Female Torx se numește bolturile astea și eu am fost la două magazine și nu am găsit galovcile care îmi trebuie să iei pentru bolturile astea și nu pot scoate flete și nu pot scot farsunșile. În schimb am scos tot pravodca de aici și cam restul am scos în afară că bolturile astea nu sunt și am dacă am fost la magazin. Sunt zic că am fost deja bani, am zăpizit două lampi de 30 de metri fiecare și pe împrejur nu mai pus încă vreo 30 de becuri cât 15 metri fiecare și am dat vreo 2 km de luninam în garajista. Dar bolturile astea am zacazuit pe eBay galovca și când îți vine pas continuăm de așa am scot farsunșile. Dar până atunci lăsăm proiectul ăsta la etapa asta și mă putem să mă apuc de biciclet. Nu știu câte săptămâni trecut de când am abandonat eu motorul ăsta așa în colț. Nu știu că ați dat trecut când m-am oprit eu la motorul ăsta, eu am scos tot cam de pe dânsul, că așa să vedeți în cutie asta este cam zărceasele care le-am strâns eu, catuștele, răscadamierul, drosine zaslonca. Eu m-am oprit la etapa când trebuie scot fleita cu injectori și am găsit că așa că bolturile este, zvezdăcile este, nu le avem galoșile. Am comandat pe eBay, de când a venit așa. Asta e numai una, caroși, dar eu am comandat un set întreg, să am mai multe, bleași, să mai focusează camera asta. Care și ați înțeles, că așa arată pe înăuntru,
se numește Female Torque, se numește. Torx, Female Torx Nut, ori și Socket, o, iată cum se numește, Female Torx Socket. Tot firma Craftsman, ca și firma și alte care mai am eu zăpcească, și bună firma asta Craftsman, că oferă pojizna garantie la toți cumpări la dânșai. Am o spunem pe unde drelu și ala, a, ia stați o secundă. Am o galovcă și am pus-o pe drelu așa, ieșa. Zvukul meu, așa mai iubim, я бы жутко сам понял звук, если сын еще звонок у лабудильник где меняться, аж я охуенно. Шека багаем а еще на ше... Скватим болт у меня есть, а? Наши патру болт рен скос, вроде тети скосы. Мы можем с багжева еще шоу матировочка, сейчас ради клей там сучно, скватим еще шорк, тет кунь инжекторы, требуют инжекторы. Это кунь видят, сели околу jos. Ia stai să scuce să spâșcă, blядь. Ia că așa, acolo jos, injectorile se țin numai niște salnișe. Mă știu, îți bag o atvercă mai lungușoară și să vedem cum discostă fleita asta. Eu am așa un instrument în care ne tare îmi place. El are două puncte de încrucișare acolo. Și înseamnă că are două puncte de încrucișare, înseamnă că are două mai mult puteri de tragere, de strângere. Căci acolo dacă îți pui degetul în plăscăgubță ești acolo în cap, te apăți, o lecuță când mai ții deja unul să strângi din partea asta și acolo care orice strângi, Doamne ferește. Și ce îmi place din instrumentul ăsta, cum îți poți să ai și tătă hunea, poți să bagi așa de pe de aici. Și să rădici asta în sus. Care și noi din tăiați facem așa. Eu vă spun deodată, eu la motorile astea n-am făcut asta niciodată. Asta e prima dată când eu scot fleita la Mercedes. Am scos la alte motoare, dar nu te miști și scos. A, nu, am scos la V8-uri. Dar la BMW-uri am scos. Am ușa să vă arăt, dar o hâinea, bă, când se termină asta de scos. Ecă, a ieșit fleita. 8 injectoare. După cum vedeți, genera... O, curge benzină. Bля, și îmi place mirosul ăsta de benzină, voi просто nu vă imaginați. Așa la zapravă, când te duci singur, îți zapravlești mașina, așa de credat că mă duc pe trag un miros de benzină. Ладно, voi și poate nu știți că sunt injectoare de generația 4. După generația asta 4, mai venit încă două generații de injectoare. De ele oricum sunt destul de bunișoare. Și am observat eu că la mine la Mercedes-ul este ea la 220. La mine după restyling mașina asta, dar este până la restyling. Și injectoarele au diferit part number pe dânsele și lucrurile cu diferit specificații la dânsele, dar și ești generație de injectoare. Să, e cam dacă vă uitați aici înăuntru, în bordișelile astea, unde cândva erau, numai și erau injectorile, da? De pe acolo e intake-ul, da? Pusc noi colector. Acolo intră benzina. Și ne suit prima dată la motor, trebuie să știți că pișa între benzină, pișa se prinde cu sfecica, sunt două sfecici la fiecare cilindru, se prinde benzina și ies prin vipusnoi colector pe ieșenă. Și motorul eu l-am dezasamblat și l-am adus la stare și ei care am eu nevoie, eu putem să-i mai... Da, nu, lăs așa cum este, să-i fac niște poze, să-l trag, eu l-am pus amuncă roci pe rotișele, după cum vedeți voi, da? Am cumpărat așa un fel de tileșcă, de la Home Depot, vreo 20 de bucks, îmi pare că costă tileșca asta. Nu vreau să vă explic eu cum am pus eu singur motorul ăsta pe tileșcă, mai gine să nu știți. Dar mă, el e mobil, poți să-l mergi într-o parte în alta și am să-l mergi de acolo, în mijlocul garajului, să-i fac niște poze și să-l pun pe, la vânzare pe Craigslist, naverna. Și să-l pun la vânzare pe Craigslist ca motor, cu cutie de viteză împreună, cutia aparte să o pun și motorul aparte să o pun și să vedem cine să cluiască. Și am observat eu încă aici, că e că vedeți și este niște ulei care curge. Curge ulei de la cutie de viteză. Dar nu e nici strașnic, acolo eu am și prăcladcă, pentru că eu cândva într-un timp mă ocupam cu vindem niște piese de rebuild pentru transmisiile astea 722.6, se numesc transmisiile astea. Și eu am încă ne-au rămas și conductor plate, tot, și valve body am, și prăcladcă am, și ulei am pentru dânsul. Și am niște valve care intră în valve body acolo, care tot suzează de obicei. Și eu am așa un plan la mine, în gândul meu, poate cumva să mă apuc și să fac rebuild la coroapă așa de viteză. Poate îți vreți și vouă, dar motor n-am de gând să mă bag, motorul cred că să-l vând așa cum este. Și el puțin și știu eu precis. Dacă eu mă apuc și vând injectorile și cutia asta că de zapceați care le-am scos de pe motor, apoi eu să-mi scot nii banii care am băgat în motorul ăsta și cutia asta de viteză, 460 de bucks-uri. Și la urmă pot să dau motorul ăsta la metalalom și pe-albăm să ies în plus. Dar îmi zic că mușa îți vă arăt ceva, nu mușa îți vă arăt ceva, nu. Am zis că ne-am scos niciodată fleite de la V8, este V10. Vezi? Aveam 10 injectori aici. Și că este V10 e de la M5 E65 oricare acolo, da? M5 și ala. Și e că îți vă bucuri ochiul. Am două seturi de
20 de injectori de M5. Un injector îți vinde cu vreo 100 și ceva de baxuri, наверное. Căci vă 20 tuși de baxuri numai în injectorile astea așa de aici. Eu injectorile astea le dau la rebuild și am să le fac frumușele, tot curățel. Și tot așa să le pun la vânzare. Ei, n-as mă zgârșesc, eu să le vând chiar scump, am să le vând cu vreo 30-40 de baxuri setul, cred că am să-l vând. Poate maxim un știu de baxuri ne scoatem în două seturi. Maxim, după ce fac rebuild și dau garanție vreun an la dânsele. La, na, asta e proiectul ăsta cu motorul ăsta. Am eu vreau să mă întorc înapoi la Mercedes-ul ăsta și să termin. E că aici eu mă uit așa o emisiune tare cu Ian, cu Joe Rogan și vorbesc despre plantele genetic modificate. Ладно. E că unde am rămas eu aici, la etapa asta, am să termin cu Mercedes-ul ăsta și am să fac un episod aparte și am să termin odată treaba asta.